Un medic rezident din București spune că a fost dat afară din casă de proprietarul apartamentului în care locuia cu chirie, doar pentru că lucrează într-un spital și ar putea aduce virusul acasă. Medicul rezident a vorbit în exclusivitate pentru Digi24 despre experiența sa. Am fost sunată pe 31 martie de proprietara apartamentului, spunându-mi că ar fi bine să plec, că sunt medic, că lucrez în spital, că a început lupta pentru supraviețuire și că ei îi e teamă că voi aduce virusul. Cu fata ei stăteam. I-am spus că unde lucrez eu nu e niciun caz, m-au testat, nu am simptome. Apoi, la nici două zile, mi-a trimis un mesaj și mi-a spus că vrea un răspuns. E foarte dificil să găsești un loc, cel puțin în perioada asta. A dat cu clor după mine, prin casă a dat cu clor, cu pulverizator, pe clanțe. Este inuman ce se întâmplă. Nu e prima dată când un cadru medical este umilit. Recent, la Galați și la Sibiu, două asistente medicale au fost umilite de vecini din cauza faptului că lucrează în spitale unde se tratează boala COVID-19.